Une chaise sont au lieu des deux. Yo. What's up? What's up? What's up? Ah, pur bulan. Pur bulan. Pur bulan că nu m-a lovit cea caramaia. Hai salut, eu săracu și bine v-am regăsit la un nou episod din Shadowfight 3. A trecut ceva timp de la ultimul episod, așa-i. Între timp avem un chapter nou, avem un event care nu e tocmai nou, se numește Big Splash și știți că am mai jucat de o grămadă de ori la el. Dar am lăsat lupta finală, adică lupta cu Crooked Face, sau nu mai știu exact cum îl cheamă. Am lăsat-o la final și ultima luptă o să ne dea un unique booster pack pe care îl vom deschide pe video. Avem și câteva chestulețe, o să vi-l arăt imediat. Și chapter-ul, fraților, vreau să dăm... De fapt, chapter-ul ăsta l-am început pe live, dacă țin eu bine minte, l-am început pe live-ul de 12 ore, știu că am intrat și am făcut vreo 2 sau 3 misiuni. E un chapter destul de scurt, din ce a spus voi, dar cred că lupta asta care urmează este destul de importantă, pentru că vedeți că există un... fix pe mijlocul pozei, nu știu cum să vă arăt exact. Vedeți acolo că există un marker, da? Probabil că de ajung acolo o să fac level up, pentru că sunt level 23, foarte aproape de level 24. Avem PvP-ul care zice coming soon acolo sus, și este destul de aproape, din ce am înțeles. Eu au și postat ceva la news, mi se pare că pe 4 a 2-a, acum ceva timp, au zis că e foarte aproape și că o să funcționeze puțin mai diferit. Nu am zis exact care e faza. Bun, hai să începem cu chesturile, fraților. Începem cu dual chest-ul. Nu am reușit să strâng foarte multe chesturi pentru video ăsta, pentru că în general le-am cam deschis ca să pot să avansez în level și chestii, pentru că am vrut să farmez, pentru că am nevoie de echipament mult mai bun ca să pot să înaintez în story, ok? Vă vine să credeți sau nu mi-ajunge. Și setul ăsta pe care l-am echipat acum nu este cel mai bun, adică bada este cel mai bun set al meu, dar nu sunt cele mai bune iteme ale mele, adică pot să ajung la mai mult power de atât, nu mai știu exact, vreo 17.000, ceva de genul. Oricum sabia e printre cele mai bune chestii ale mele. Și de ce am hotărât să iau setul ăsta? Pentru că vom juca la Big Splash și mi se pare că am cele mai bune seturi, mi se pare că am cel mai bun set. Nu știu exact toate abilitățile de pe fiecare, pentru că nu m-am uitat. Nici nu știu exact unde se găsește aici. Nu aici. Unde găseam seturile? Nu, aici sunt misiunile. Primul sunt quest. Prima chestie sunt questurile. Unde găsesc, mă, set? Aici, bun, ok, aici sunt seturile. Și chestia asta cu seturile mi se pare foarte tare. Nu știu dacă am reușit să vorbesc despre ea în ultimul video de Shadowfight, pentru că nu știu dacă erau. În orice caz, știu că sunt adăugate de foarte mult timp, dar s-au mai adăugat seturi noi. Și fiecare... Dacă reușești să completezi un set de ăsta, o să primești o abilitate și, sincer, până acum m-am uitat printre abilitățile astea, dar asta pare cea mai OP, e extrem, extrem de overpowered. Ideea e că atunci când mori, după ce se termină toată viața, practic reînvii și primești, reînvii pentru 15, pentru 10 secunde și dai de 2 ori mai mult damage, gen, practic e pur și simplu OP, o să vedeți. Cei care nu aveți setul ăsta și nu știți cum funcționează, o să vă arăt imediat, o să jucăm la Big Splash, dar înainte de asta hai să deschidem chesturile, hai să deschidem că mai aveam aici, avem un epic chest și reward-urile sunt setate pe capitolul 2, fraților, pentru că îmi doresc o armă anume. Puteți voi să ghiciți care este arma aia? Bine, nici nu cred că, nu știu dacă toți știți ce arme am, dar vreau o armă anume din capitolul 2. Gândiți-vă care ar putea fi acea armă. Dacă răspunsul vostru a fost Guandao, da, atunci ați avut dreptate, pentru că asta e... Pe bune, îmi doresc atât de mult Guandao aia legendară, îmi lipsește... E printre puținele chestii care îmi lipsesc și chiar mi le doresc. În rest sunt, na, sunt chestii de colecție, ok, urmează o legendară, let's go. Bă, cum ar fi să avem... Eu mi-aș dori măcar 2 legendare din chestul ăsta, pentru că știu că... ok, o armură, cea carame. Așa se numesc? Da, Dragon Checker Arms. Da, nu e ce îmi doream eu să fie. Măcar avem o armură nouă din capitolul 2 și e și dintr-un set, aparent. Bine, cam toate, mai nou, toate sunt dintr-un set. Cel puțin cele legendare. Nu chiar toate, dar mare parte din ele sunt. Ok, și putem să le facem și pe astea. Cred că putem să deschidem și un rare chest, dacă nu mă înșel. Nu putem încă un legendary, bineînțeles, dar putem să mai deschidem încă un rare chest, ceea ce e super tare. Bă, o Guandao legendară și aici poate să pice chestii legendare. Bineînțeles că nu mă aștept, dar din moment ce nu am, sunt șanse foarte mari să-mi pice. În general, itemele care nu le am încă și ar trebui să le am la nivelul meu. Bine, principal sunt armele pe care nu le am, pentru că joc de foarte mult timp și cam... Trebuie să facă un balance, pur și simplu. Dacă o să joc puțin jocul, o să facă un balance între toate. Și chestie super interesantă, sale. Aici era? Da, aici era. Uitați-vă puțin la oferta asta, pe bune. Dar nu o să dau 1 milion, în niciun caz nu o să dau 1 milion pentru chestiile astea. Dar e Guandao aia, pe bune. E Guandao aia. Care e nouă. Chiar mi-aș dori mult, îmi doresc foarte, foarte mult Guandao aia. Nu știu dacă există și un set cu Guandao, ar trebui să existe. Da, ăsta, ok.
Ok, și ce primesc? 7,5% Shadow Energy. Nu e cine știe ce, dar setul cu totul e foarte bun, spre deosebire de ăsta, gen, spre exemplu, aici toate itemele mi se par foarte proaste, până și abilitățile de pe ele, absolut tot e prost la setul ăsta, în afară de abilitatea asta, care te lasă să mai dai încă câteva hituri. Da, și tot damage-ul de pe hiturile alea se dublează pentru că dai double damage. Bun, hai să gata cu vorbăria și hai să trecem la ultima luptă cu Crooked Face, mamă, nu știu, parcă așa îl chema, nu mai știu exact. Am ajuns aici destul de flawless, mi se pare că am murit o singură dată. Și bine, nu, gen, trebuie să mor de două ori ca să-ți iau o încercare. Nu știu dacă o să reușim să-l bătem din prima, pentru că uitați-vă și voi cât de puternic e, cât damage poate să dea, e incredibil. Ok. Și nici nu știu să folosesc atât de bine arma asta. Oh, come on. Bă, credeam că pot mai bine de atât totuși. Mamă, ce bucată. Și nu mi-ajunge, nu, efectiv nu mi-ajunge. Da, măcar activează-ți, te rog, Shadow. Nice, și-a activat Shadow Abilities ca să nu le mai aibă runda viitoare și o să am eu Shadow Powers. Bă, m-a rupt. Ăsta e cuvântul, m-a rupt. Efectiv. Și da, e Crooked Face. Ok, hai să începem așa. După care facem așa. După care facem așa. Da, 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 nu, nu, nu. Mamă, ce bucăți îmi dă. Ce bucăți îmi dă. Mă rupe. Nu știu cum să mă bat cu tipul ăsta. Poate nu e cea mai bună idee să folosesc setul ăsta. Poate mai bine folosesc o armă pe care o cunosc pe bune, pentru că pe asta nu o știu atât de bine. Deși am mai jucat cu setul ăsta și de fapt cu setul ăsta am ajuns până aici. Și mi s-a părut cea mai bună idee, pentru că uitați-vă și voi cât de OP e după ce mor, mă transform în îngerul ăla și dau double damage și chestii. Deja m-am bătut de două ori. Come on. O să mai încerc, nici nu știu, aș încerca cu katana. Ar fi o idee, pentru că sabia asta e... Ar putea fi un counter... Hai de capul meu. Ar putea fi un counter bun pentru sabia aia lui. Pentru, am uitat cum se numește. Hai să dăm și un de-asta. Aș putea să o joc mai slow, asta ar fi, cred că, cea mai bună idee, să încerc să joc încet și să aștept momentul perfect să atac. Dar dacă fac asta o să mă bată la timp, pentru că am mai pățit chestia asta. Mereu când încerc să joc încet. Ok, hai că joc puțin cu mai multă tactică, ca să zic așa. Ok. Mamă, cât de greu e, cât de mult HP are, e incredibil. Și aici, din ce mi-amintesc eu, la eventurile de genul, nu contează decât raritatea setului, nu contează levelul. Oh, shit, nu mai am nicio șansă. Nu mai am nicio șansă. Nu vreau să fiu pesimist sau ceva, dar nu mai am nicio șansă. Mama. Da, let's go. Let's go. Și știu că mai am Shadow Abilities, dar nu o să le folosesc. Just because. Vreau să le păstrez pentru runda următoare. Hai că m-am 36 de secunde. 36 de secunde. Bine. Hai că am înțeles. Come on. Come on. Let's go. Let's go. Bun. 24 de secunde rămase. E prima dată când îl bat și a fost... Am transpirat tot din cap până în picioare. Aoleo. Dar nu știu de când au devenit eventurile astea așa de grele, pentru că nu erau, dar din ce mi-am amintesc eu, surprinzător, era mai greu la challenge-ul ăsta decât la Grand Challenge, acolo unde teoretic trebuia să fie mai greu pentru că sunt reward-uri mai mari. Ok, n-am folosit nicio abilitate, dar nici el nu a apucat, așa că suntem kit, presupun. Hai mă, nu, mamă, ce combo-uri are! Un combo de la și m-a rezolvat pe viață. No, am jucat-o prost, am jucat-o extrem de prost. Dar încă se mai poate. Încă nu se mai poate. No, please, mai lasă-mi și pe mine. Bă, am fost atât de aproape, am fost atât de aproape. O să mai încercăm, de data asta să încercăm cu... Nici nu știu cu ce. Nici nu știu cu ce, nu prea mai am seturi cu care să pot face ceva. Se tot gliciuiește. Hai să vedem dacă mai avem vreun set. Fără set nu prea m-aș duce acolo să mă bat. Și da, cred că e singurul. Dar ce bulan am avut, eu nu știam. Pentru că aveam, practic aveam tot setul înainte să apară treaba cu seturile, ca să zic așa. Și ăsta e cam printre cele mai bune. Nu știu exact, m-am uitat printre chestiile astea, dar nu. Badges through successful hits increases your damage by 50%. Badges are lost for over time.
Ok, tare și asta. Și ăsta e mișto, practic, în loc să arunci cu shuriken, de fapt, înainte să arunci cu shuriken, bei din chestia asta, din Monkey King Flask chestii, și primești un bonus random. Ok, bun, hai să schimbăm, nici nu știu, hai să schimbăm arma. Sau hai să mai încercăm încă o dată așa, tot cu setul ăsta, vreau să mai încercăm încă o dată. Cred că am prins cât de cât mișcarea, nici nu m-am bătut de foarte multe ori cu el. Sunt la a doua încercare, dacă nu mă înșel, gen a doua încercare și am ajuns până în capăt, până aici, până la Crooked Face. Come on, asta e foarte bună pentru că primesc invincibilitate destul de devreme. Ah, cum încep combo-ul, vedeți? Primesc imediat cum îl încep, basically. Am, nici nu știu ce am pe arma asta, presupun că am, mai mult ca sigur am breaker-ul, care îmi dă 13% șansă să trec prin apărarea inamicului. Da, se și activează, dar dau atât de puțin damage comparativ cu el. No, și el face asta, mă. Bă, dar asta face în continuu băiatul ăsta. Am încercat și cu alte arme. Au. Bine, hai că am înțeles. Ok, și încă pot. Please, lasă-mă să te lovesc, prietene. Bă, atât de aproape, mereu e atât de aproape. Cred că e făcut special să fie mereu atât de aproape. E dubios. Hai mă că pot. Dar nu știu dacă e vorba neapărat de shadow power sau chestii aici. Nu prea mă ajută oricum. Pentru că uitați-vă ce abia l-ating, îl gâdil cu chestia asta. L-am luat în sabie, l-am trântit de pământ și doar l-am gâdilat de fapt. Da. Și acum se mai întâmplă și asta. Bam. Trebuie să nu-l țin la perete. Asta e șmecheria. Ar trebui să fug în momentul ăsta. Dar nu o fac. Na, dacă-l țin... Asta nu e o armă cu care să-l țin la perete. Katana e o armă de genul. Hai mă. Am înțeles. Încă nu-i totul pierdut. Mamă, dacă de puțin damage... De ce îl gâdil doar? De ce... Ce înseamnă asta? Ar trebui să folosesc combo-ul principal, gen ăsta. Wow. Ok. Deci cred că așa o să fie. Astea vor fi win-urile mele, vor fi great. Olo. Bun, hai să începem cu atacul meu preferat. Asta e, așa îmi place să încep mereu. Mamă. Sper să nu fie așa și la story, la gen capitolul pe care vreau să-l fac acum. Bine, misiunea de la ultimul capitol. Ai, mă! Bă, dar asta nu dă damage. Singura chestie care chiar îi dă damage e atacul ăsta care e greu de prins. Fuck it. Și m-a... Bine, încă nu m-a bătut. Hai. GG. Bă, e greu. Greu. Nici n-am mai jucat de mult, dar e extrem de greu. Nu știu ce, a mai fost și Blossom Festival, dar într-adevăr a fost un event care a fost puțin mai greu decât ăsta, puțin mai greu. Dar este foarte puternic tipul ăsta. Este incorrect de puternic. Da, wow. Ăsta e combo-ul pe care încerc să-l prind de fiecare dată, pentru că e singura chestie care poate să-l atingă, de fapt. Hai, nice. Uitați-vă și voi. Ăla a fost un combo bun, e combo-ul pe care e cel mai greu de prins. Și m-a trântit? Nu, doar m-a dat puțin în spate. Na, așa am pierdut. Nu o să mai stea să... asta să-i dau... Hai. Nice. GG. Ești de 15 ori mai puternic ca mine, prietene. Eu zic că e totuși foarte bine. E extrem de bine până unde am reușit să ajung. Hai să încercăm cu altă armă. Bine, vă dați seama că n-avem nicio șansă cu altă armă. Dar așa, la mișto. O să luăm... nici nu știu ce armă să luăm. Și eventual putem să-l schimbăm și pe ăsta. Da, hai să-l schimbăm și pe ăsta. O să luăm, sigur, am ceva legendar ca și ultim de ăsta. Mi se pare că aveam topoa... ok. Asta e cea mai bună chestia mea acum. O să luăm totuși cea caramele. Și ca și armă. Vreau tot ceva legendar, bineînțeles, dar ceva, nu știu, ceva mai rapid. Dar nu știu dacă e... Nici nu știu ce mi-ar trebui. Chiar nu știu ce mi-ar trebui.
Armura, hai să o schimbăm cu ceva de capitolul 2, cum ar fi chestia asta, că aparent e cea mai bună armura mea, și o să punem Fury, pentru că e bun. Nu, în niciun caz combo de picioare. Damage your health is under 20. Ok, asta e interesant, primim 20%, nu 20%, 40% damage când viața noastră e sub 20 și restul sunt combo-uri de picioare. To reduce your enemy nu mă interesează. Epic perk. Ok, asta e tare, asta e tare. After a roll jump, nu, asta nu o să mă folosesc de ea oricum. Și arată interesant. Chiar arată interesant, bun. Și hai să mai încercăm, ultima încercare, fraților. Sincer, nu cred că am nicio șansă. Cred că aveam 3% șansă cu celălalt echipament. E, cu asta am, nu știu, 0, ceva. Cam așa, 0, ceva șanse. O să încerc, na, combo clasic. E arma asta de player profesioniști. Nice. Ok, și acum trebuie. Așa. Așa, tati. Nice, și acum. Na. Ce bătaie îmi iau. Nice. Și atât a fost. Na, trebuia să mă aștept. Gă. Bă, nu știu dacă mai are rost, aș putea să dau, hai, nu, să nu dăm surrender, că după aia ziceți, a, băracule, ce faci așa, trebuia să te bați cu el, să chestii. Hai să ne batem cu el până la final. Hai să facem așa odată, bam, și bam, și bam. Îmi place că aici, da. Asta a fost pentru că am încercat. Mam, puș, nice. Bun, ați văzut ce a fost chestia aia. E, da, gen dacă îi dai damage, îți ia jumătate de viață. Se întâmplă. E ultima dată când încerc să mai fac un event de genul ăsta. De fapt, știți care e chestia? Ideea e că oricum îi face din ce în ce mai ușor. Am remarcat chestia asta, nu știu dacă au schimbat-o. Și oricum n-au anunțat nimic, gen n-au recunoscut chestia asta. Dar am... Probabil cu toții ați remarcat chestia asta. Devine din ce în ce mai ușor cu cât încerci mai mult. Te face efectiv să încerci mai mult. Deja la lupta 20-30, a 30-a încercare, ăsta devine super easy. Devine gen, dintr-o dată nu mai știe să lupte, nu mai știe când să dea abilitățile, nu mai face nimic bine. Ok, și asta a fost, gâgă. Bă, a fost foarte bine. Chiar au fost primele încercări, primele două încercări. Nu mă așteptam să... să reușesc să-i dau atât de mult damage. Eu sunt mulțumit, sunt extrem de mulțumit cu outcome-ul. Perfect, 40 și nu mai încercăm niciodată, let's go. Bun, și acum hai să jucăm și la story. Da, pentru că asta e de fapt important. O să iau cea mai bună cască, care e asta, cea mai bună armură, care e asta, cea mai bună armă, care este... Care este cea mai bună armă? Ai. Hai mă. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, hai să luăm și cel mai bun... Uite că se potrivește. Întâmplător se potrivește. Și avem 17.738 power, da? Deci nu cred că asta ar trebui, deja a devenit hard de la impossible, da? Eu zic că o să fie decent. Sau s-ar putea să fie puțin prea easy. Nu știu, wow, ce arme, ce chestii. Astea-s noi. Nu știu cum funcționează toate armele astea. Nu știu dacă sunt din noul capitol. Ok, ne batem cu jet, i-am dat cu jet. Ia jet. Nice, să vezi. Bă, asta e mult mai ușor de bătut. Și nu pentru că îi dau mai mult damage, pentru că efectiv e mai ușor de bătut. Au. Hei, mamă, ce bucăți. Marș, jet. Oh, du. Bă, no. No, gata, m-am supărat. Chiar m-am supărat. Nu mă așteptam la asta. În ultima secundă. Dar cumva și ăștia sunt programați să facă chestia asta. Of, shadow fight. Hai să te văd. Hai. Spong. Ok, după care facem asta. După care facem asta. Ce? Am uitat că face chestia, dar m-am mai bătut? Parcă m-am mai bătut cu tipa asta odată. Că știu că făcea... Cred că pe live m-am bătut și n-a reușit să o bat pentru că n-aveam echipament destul de bun. Acum am echipament destul de bun.
A, dar nu mai fă, mă, ce înseamnă chestiile astea? Calmează-te. Vezi? Ok. Bine, hai să nu mai lăsăm să ne bată. De data asta nici n-a fost perfect, nici măcar nu ne-a atins de data asta. Hai să avem grijă, hai să avem puțină grijă. Am mai jucat puțin cu sabia asta. N-am jucat o viață întreagă, am jucat după ce s-a băgat setul. Chestia asta mi s-a părut, gen sabia asta chiar mi s-a părut mereu extrem, extrem de slabă. Și cred că e un avantaj gigantic pentru cei care ați jucat. Pentru că v-am mai auzit, mulți ați zis că... Nu mai fă de astea. Cio. Po, cio. Ce-i asta? Ce-a făcut? Nu mai fă. Nu mai fă că doare tare. Doare... Bă, da. Încerc să o... Uite. Yo. What's up? Purbulan că nu m-a lovit cea carama aia în cap, că altfel muream. Ok, și trebuie să mai batem încă o dată runda 4. Da, trebuie să mai batem încă o dată. Ok, hai să începe cu atacul meu preferat, ca de obicei. Oare nu învață? Ar trebui să învețe să... Nu învață, nu se învață niciodată. Hai mai aproape. Nu! S-a făcut și... ok, s-a făcut și invizibilă. De ce nu? Exact ce-mi trebuia. La... Era deja prea ușor, știi? De fapt, da, chiar era destul de... Ta. Stai ușor. Ușor. Nice. Și stai că n-am setul ăla, că dacă mor a murit pe bune, nu așa. Nu! Ce mizerie. Ok, 2-2. Runda finală, fraților. Runda decisivă. Hai să vedem. Bă, ar trebui să fie hard, nu impossible, nu nimic. Bine, e prima dată când încerc. Cred că am încercat o dată pe live, dar nu sunt 100% sigur. Uf. Bă, cum? De data asta cum de i-a ieșit chestia? Gen, bine, nu i-a ieșit, dar a ieșit mai bine ca ultimele dăți. Bă, dar mereu face asta. Cum o opresc? Și acum e și invizibilă să fie. Bă, de ce nu? Ha, nu mai, nici nu pot să mă feresc. Există vreo cale să te ferești de chestia asta, măcar, sau? N-a un bulgăre în față. Credeam că... Hai să mai încercăm o dată. You lose, nu mai spune. No. Come on, atât de aproape. Deci dacă mă bate acum, fac o cri... Ok. Nu fac nicio criză. Bun. All good. E 2-1, deci mai avem încă două încercări. Dar nu e bine niciodată să gândiți așa. Mai avem o singură încercare, da? Avem o singură încercare. Asta e ultimatum. Ori o batem. Asta e genul de gândire. Da. Bă, dar a început să prindă prima lovitură și nu înțeleg de ce, că până acum nu prindea. Și brusc s-a schimbat ceva. Nu. Tare, nu știu ce face, mi-am luat 3 bucăți și nici n-am înțeles exact ce s-a întâmplat. Bă, dar de ce face chestia asta? Cum pot să o opresc? Întrebarea mea e cum, oare pot să o opresc? Întrebarea e dacă pot să o opresc sau pur și simplu trebuie să o țin pe jos ca să nu apuce să facă chestia asta niciodată. E posibil să trebuiască să o țin doar în combo, dar am văzut că imediat cum se ridică poate să facă chestia asta, pur și simplu. Da. N-aruncă și cu un shuriken sau ceva? Ba da. N-ai să vezi. Trebuie să o țin la distanță, că altfel faci... O, perfect, ce distanță. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar mă descurc. Nu. Bă, hai. Atât de aproape de aici. Jet. Am bătut-o. Și acum teoretic ar trebui să fac level 24. Let's go și primim. Nu mai știu care e faza cu levelul. Și sunt destul de sigur că nu ne ajungem în capitol întreg ca să facem level 25. Dar am ajuns practic la jumătatea capitolului 7.2, pentru că asta e de fapt. E capitolul 7, partea a doua. Ok, asta nu e nouă? Spear of Mercy, ok. Na, și armele astea, nu știu care e faza cu ele. Sunt tot așa arme noi, nu... Sincer, nu prea m-au apucat să învăț armele noi, care au apărut pentru că...
You are right, shit, I'm no, da, bam. Și nu cumva am armura ei, mi se pare mie sau aveam armura lui tipa aia. Itsu, chestii, bam, bam, Jun, următoarea luptă e insane. Băi, fraților, cam aici ne oprim și noi cu episodul din... Stai că mai avem ceva, claim review. Oh, putem să deschidem și un epic pack, let's go. Și s-ar putea putem să deschidem și un chest, două tichete, let's go. Bine, o să jucăm și cu tichetele astea, cel mai probabil. Și 20 de chei, what? 20 de chei legendare și două, și un epic chapter pack, let's go. Hai să vedem ce primim. Dăm te rog, bă, Guandao, e singura chestie. În momentul de față, singura chestie pe care mi-o mai doresc de la jocul ăsta e o Guandao și nu o să dau atâția bani, ce-i skill-ul ăla? Stai puțin, ce e asta? New ability. Epic special move. Pe ce e asta? Kamas, nici nu mai știu care sunt Kamas. 100% damage, ok, e un combo care probabil e mai... Ah, știu care sunt Kamas, ok. Bă, e tare. E tare, n-am ce să comentez. Și 1900... A, pentru Duel Victory, rare chest chestii. Bă, s-ar putea să le deschidem și palea. Nu știu sigur, mai e... Chiar mai e destul de mult timp. Și stai, putem să mai deschidem cumva? Let's go, fraților. Două legendary chest. Let's go. Și cum ar fi să fie Guandao fix aici, fraților? Cum ar fi să fie Guandao fix aici? Am, o să bat în continuu pe asta cu Guandao. Că dacă dorești ceva destul de mult, o să rămâi cu buza umflată. Dă-mă. Nu știu ce sunt astea, nu știu ce e cu armele alea. Bă, new item, nu mă interesează, stars, astea presupun că sunt de aruncat pe jos, nu mă interesează absolut deloc, dar ce avem aici? Avem deer horns. Mamă, dacă de bune erau deer horns, acum țin minte. Și când mă lăsasem eu de joc, când am luat pauză de la joc, nu existau de alea epice, nu existau de alea, cum îi zice, nu existau de alea legendare, cel mai sus tier erau cele epice. Și avem și o armură de capitolul 2, Northern Lights, care face parte dintr-un set. Și o cască, mamă, deci stai puțin, avem 4 iteme noi. Asta e super tare. Asta e super, super tare. Și cumva au devenit, let's go, let's go. Măcar nu mai avem, bă, și s-ar putea să meargă mai bine. Asta s-ar putea să meargă mai bine. Deer horn-urile la, cum, poison, nu lasă. Pal, nu știu cum se citește. To shock your enemy with a hit. Ok. Ok, și ce mai avem? Backstabber. Asta parcă era special deer horns move. Sau nu mai știu care era. Dar oricum asta e mai bun. Hai să testăm mai întâi pe asta. Bine, o să o testez eu off camera pentru că nu vreau să fac episodul ăsta foarte lung, fraților. Și o să mai vină episoade din Shadow Fight. Vreau să terminăm capitolul cu câte un fight pe live. Adică o să fie, nu știu exact câte fight-uri mai sunt. Cred că mai sunt vreo 3 sau 4, ceva de genul ăsta. Și aș vrea să facem câte unul pe fiecare episod, ok? Când o să am destul de mult, când o să am echipamentul destul de puternic încât să fac următorul nivel, o să facem din nou un video și o să încerc să mai strâng chesturi și chestii până atunci. Chesturi, pack-uri, bănuți, oricum sunt plin de resurse, pentru că da, de ce nu? De fapt, în mare parte, știți că le am de pe video-ul ăla unde am primit o grămadă de chestii de la cei de la Neki, pentru că le joc jocul și pentru că au vrut să mă susțină chestia asta și le mulțumesc încă o dată pe calea asta. Cu siguranță nu o să uit la video, dar mă rog. Bun, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut nu uitați de butonul și de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și până data viitoare. Peace!